Eu am ajuns să fac clipuri despre criptomonede aici este din simplul fapt că sunt foarte mulți oameni la început de drum și caut enorm de mult să îi ajut să evite separ din social media care vin buy the dip, buy the dip. Haideți să înțelegem ce înseamnă acest buy the dip. Și în acest moment, astăzi, aceasta este valoarea lui Terra Luna. Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la încă un clip pe acest canal. În clipul de azi vreau să intru foarte mult în detalii și să vedem cam ce ar trebui să se întâmple pentru ca proiectul Terra Luna să revină la o valoare cât de cât acceptabilă pentru investitori, pentru oamenii care fie au pierdut foarte mulți bani, fie au intrat în aceste investiții în ultima perioadă în care a existat o scădere în continuu 90%, 99% în fiecare zi și așa mai departe. Dar înainte de toate vreau să vă mulțumesc enorm de mult și de aceea fac acest clip pentru că am văzut reacția voastră la ultimul clip în care am vorbit de acest subiect, dar nu numai. Au fost mult mai multe subiecte, a fost un clip foarte lung de peste 53 de minute, iar durata medie de vizualizare am 40 de minute. Pentru mine înseamnă enorm și tocmai de aceea, mai mult decât atât, vreau să vă spun că dacă vă place să colecționați astfel de monede și vă aflați în Olanda, eu vă pot oferi o astfel de monedă. Dacă sunt mai multe persoane interesate, nu știu, voi căuta să ofer doar unei persoane, bineînțeles, iar dacă nu ești în Olanda și totuși vrei o astfel de monedă, îți voi lăsa un link în secțiunea de descriere și poți să-ți o achiziționezi de acolo. Este foarte ok, pare un pic... Pare ceva frumos. Mie chiar îmi place să colecționez astfel de monede. Dar haideți să o luăm pas cu pas și să înțelegem câte ceva din acest proiect. Proiectul Terra Luna. O astfel de monedă, în urmă cu câteva zile, aproximativ o săptămână, prețul era foarte sus. 80 și ceva de dolari, 90 de dolari. În fine. Acest proiect a căzut rău de tot. A ajuns la o valoare mult sub un cent. Dar CEO-ul acestui proiect, Do Kwon, a declarat că el vrea să readucă acest proiect pe linia de plutire și să recapete valoare aceste criptomonede. Dar ce trebuie să înțelegem și să facem o mică comparație între ceea ce a fost și ceea ce este acest proiect în acest moment? Și vreau să folosesc cuvinte cât mai ușor de înțeles, din simplul fapt că am văzut oameni care vin și pun întrebări pe social media, este ok să investesc, nu este ok să investesc, și asta îmi dă de înțeles că sunt oameni la un început de drum în această nișă a investițiilor. Și dragilor, vreau să vă mai spun un lucru, dacă eu am ajuns aici să fac clipuri despre criptomonede, ceea ce nu am foarte mult habar, pe acest proiect m-am concentrat foarte mult pentru că am văzut foarte mulți oameni care au pierdut enorm de mulți bani. Ba mai mult decât atât, dacă intrați pe Reddit sau sub Reddit, veți găsi foarte multe mesaje în care oamenii spun că au mers să se sinucidă din cauza pierderilor din acest proiect. Era o persoană care a spus, am pierdut peste 700.000 de dolari, nu mai am nicio șansă să recuperez ceea ce am pierdut. Nu am decât să îmi iau viața. Ceea ce nu este de înțeles, în momentul când faci astfel de investiții, îți asumi acel risc. Și asta vreau să vă spun și vouă. Dacă nu vreți să vă asumați riscuri, nu intrați în piața cripto. Căutați să mergeți într-un loc mai safe, căutați ETF-uri, căutați titluri de stat, căutați alt tip de investiție. Dacă nu știi în ce să investești, caută să întâlnești oameni care te pot învăța să faci acest lucru. Dacă tu consideri că ceea ce eu ofer pe canal este util pentru tine, rămâi abonat la canal și sper să-ți ofer valoare prin ceea ce aduc prin astfel de clipuri. Dar haideți să-i dăm drumul la treabă cu acest proiect. Vreau să facem o comparație între ceea ce este astăzi Terra Luna și ceea ce a fost în data de 26 aprilie. În data de 26 aprilie prețul unei criptomonede era de 97 de dolari. Tot în același timp, market cap-ul, adică valoarea totală a acestui proiect, era de 72,21 de miliarde de dolari.
Și în total exista în piață această valoare, 348 de milioane de monede. Până aici totul bun și frumos. Dar s-a întâmplat acel eveniment nefericit cu UST-ul și în acel moment ei au trebuit să bage mai multe monede Terra Luna în piață pentru a putea a încerca, de fapt, că ei nu au reușit să aducă UST-ul la valoarea dolarului. Dacă sunteți începători și nu înțelegeți mare lucru din ceea ce am explicat până acum, haideți să fac o paranteză. Tu în acest moment produci chibrite și ai această valoare, acest număr de bețe de chibrit. Ăstea sunt. Dar toată afacerea ta costă atât. Tu ai nevoie de mai multe bețe de chibrit și, bineînțeles, mărești productivitatea, dar totodată trebuie să înțelegi că valoarea unui băț de chibrit nu mai este de 97 de dolari, ci începe să scadă. Așa este într-un mod cât mai ușor de înțeles această idee. Cum? Asta cred eu. Dacă tu ai o altă părere, lasă-mi secțiunea de comentarii și sper să ajuți și pe alții, alții care nu au atât de multe informații. Și cum am spus, dacă eu am ajuns să fac clipuri despre criptomonede aici, este din simplul fapt că sunt foarte mulți oameni la început de drum și caut enorm de mult să îi ajut să evite, separ din social media care vin buy the dip, buy the dip. Haideți să înțelegem ce înseamnă acest buy the dip. Și în acest moment, astăzi, aceasta este valoarea lui Terra Luna. Deci avem 0,000315 dolari. În total, valoarea totală a proiectului este de 2,09 miliarde de dolari. Și s-a ajuns la acest supply. Dacă împărțim câte 3, ajungem la o sumă enorm de mare, la un număr enorm de mare. Dacă aici aveam 348 de milioane, deci aici, până aici am avea 125 de milioane. Putem să vedem miliarde, triliarde și așa mai departe. Deci este un volum foarte mare de monede în acest moment. Cu toate că Kuon a spus că e iard monede și așa chestii de acest gen, în ultima perioadă nu s-a schimbat nimic. Tot același volum este în acest moment în piață. Chiar dacă se cumpără, că se cumpără în acest moment și am văzut ieri creșteri de 1000% și mulți am văzut că iar nu știu ce înseamnă aceste procente. 1000% nu înseamnă 1000x, ci înseamnă 100x. Ca să înțelegeți și să nu mai faceți confuzii din acest punct de vedere. Dar haideți să ne uităm un pic cum ar putea să ajungă acest preț 0,000315 să ajungă cât mai mult pozitiv, adică cel puțin să dispară aceste zerouri de aici. Păi, în acest moment, după cum am spus, valoarea totală a acestui proiect este 2,09 miliarde. Vom șterge acest miliard și haideți să vedem ce ar trebui să se întâmple pentru a ajunge această criptomonedă măcar la 3 dolari. Păi, după cum știm de la matematică, pentru fiecare cifră dând virgula mai departe, trebuie să mai adăugăm un 0 aici. Și asta înseamnă că dacă ajungem aici, 0, trebuie să mai adăugăm un 0 aici. Încă 1 și încă 1, încă 1 și încă 1. Și ca să-l aducem la pozitiv, să fie 3,16 dolari, să dispară tot acest lucru, mai adăugăm un 0. Și au dispărut 4 zerouri de aici și au apărut aceste 4 zerouri aici. Și ca să nu uităm ce am șters mai înainte, înseamnă
miliarde. Dar să nu uităm că nu mai este vorba de miliarde, ci s-a trecut de triliarde și așa mai departe. Această sumă exprimată în dolari, mie mi se pare ceva exagerat. Nu s-ar putea ajunge niciodată la așa ceva. Iar faptul că se ard monede în acest moment, și am înțeles că se ard în jur de 2 miliarde de monede pe zi. Asta înseamnă că ar fi nevoie de, dacă împărțim ăsta la 2, 6531 împărțit la 2, mai mult sau mai puțin înseamnă 3250 de zile. 3250 de zile deja, nu știu care va ajunge să prindă această criptomonedă la o valoare pozitivă. Deci, după cum vedem, este mai mult către imposibil decât către posibil. Mai mult decât atât, dacă în acest moment tu intri să cumperi cu 100 de dolari, cumperi câteva milioane de bucăți. Imaginează-ți că această valoare de 3 dolari te-ar supra-îmbogăți, te-ar pune în top 10 Forbes. Crezi că așa ceva s-ar accepta? Pentru ce? Că ai cumpărat-o cu 100 de dolari Terra Luna? Ei bine, eu sper că toate aceste informații au fost ușor de înțeles și dacă tu ai mai multe informații decât mine, ceea ce nu contest acest lucru, sunt fer convins că sunt zeci, sute, mii, milioane de oameni mai inteligenți decât mine în această piață cripto. V-am spus, nu investesc, doar îmi doresc să vă ajut să înțelegeți într-un mod cât mai simplu acest proiect. Ceea ce va face Duvon, nu știu. Singurul lucru ce știu este că dacă intri și cauți proiectele lui, multe au dat fail. Ăsta poate fi un alt proiect care dă fail. Dragilor, alegeți înțelept când faceți investiții. Dacă investești în cripto, revin și vă spun același lucru. Asumați-vă acel risc. Înțelegeți că investind în cripto îți iei un anumit grad de risc mai ridicat decât la bursă, bineînțeles, dacă vorbim și la bursă de companii stabile. Dar dacă ne gândim că acest proiect a fost în top 5, asta înseamnă enorm de mult. Dacă ne uităm în S&P 500, am avea un Amazon, am avea un Apple, am avea o Tesla și așa mai departe. Deci imaginați-vă cam ce ar însemna pentru piața bursieră să dispară o astfel de companie. Ar însemna un dezastru foarte mare. Totodată am observat faptul că această pierdere din Terra Luna a adus o teamă foarte mare în rândul investitorilor. Fie că vorbim de piața cripto, fie că vorbim de piața bursieră. De ce? Din simplu fapt că sunt foarte mulți oameni la început de drum și ei nu concep ideea de a învăța, ci doresc să investească și atâta tot. Și în momentul când apare un astfel de om care are un astfel de proiect și dă un fail, lor doar le inspiră teamă de a mai investi. Dar în astfel de momente se separă oamenii care au răbdare de cei care nu au răbdare și ies în pierdere. Iar pentru acest proiect, părerea mea, în acest moment este că dacă tu ai o pierdere, da? De, nu știu, hai să luăm 99%, da? Înseamnă că tu dacă ai fi investit 100 de dolari, tu în acest moment mai ai un dolar. Crezi că se merită să mai vinzi? Eu consider că nu. Fie că aștepți un an, doi, trei, până vei ajunge cât de cât cu valoarea asta mai sus, eu zic că se merită să aștepți. Nu mai ai ce pierde în acest moment. Să dispară de tot, altator. Și te gândești că ai pierdut acest dolar. Dar să ne gândim la faptul că numai în Statele Unite, o persoană care a postat și a spus că nu are decât să se sinucidă în acest moment, el a investit peste 700 de mii de dolari.
Imaginați-vă faptul că el în acest moment, având o pierdere de peste 99%, este o pierdere enormă. Și astfel de oameni, eu consider că ar trebui să-și asume acel tip de investiție. Deci nu uitați, intrați în proiecte care vedeți stabilitate. Cu toate că acum o contraziceți, păi da, unde a fost în top 5. Sunt total de acord. Dar să nu uităm, top 5 din cripto nu înseamnă top 5 în piața bursieră. Acolo eu consider că este o siguranță mai mare. Dar haideți să înțelegeți o altă idee. Ceea ce pe mine m-a lăsat complet surprins a fost faptul că acest proiect aici a avut valoarea de 72,21 de miliarde. Ca să facem o legătură între cripto și bursă, eu vă dau o singură companie unde vă spun că market cap-ul ei este mult mai mic, și anume Daimler. Poate nu vă spune foarte multe acest cuvânt Daimler, dar Daimler este compania care creează Mercedes, totodată creează mașini de lux, creează tiruri, creează autoutilitare, creează părți componente pentru motor, creează o sumedenie de lucruri. Maybach, la fel. Dar tot acest proiect valorează 68 de miliarde. Deci imaginați-vă faptul că un proiect din piața bursieră cu o vechime de aproximativ mai mult sau mai puțin 80 de ani are o valoare de 68 de miliarde de dolari. Un proiect din cripto care are câțiva ani, 4-5 ani, hai să nu fiu exagerat, hai să-i dăm 10 ani, ajunge la o valoare mult mai mare decât întreaga istorie Mercedes, tot ce ține de Daimler. Acum, spuneți-mi părerea voastră în secțiunea de comentarii dacă voi credeți că un astfel de proiect poate fi întrecut de o astfel de idee cu viziunea oamenilor asupra viitorului. Dragilor, eu vă mulțumesc foarte mult. Îmi doresc ca în urma acestui clip să aduc oameni pe platformă, pe platforma YouTube și pe al meu canal, cei care doresc să învețe. Eu aici nu o să-ți ofer un pește să te hrănesc odată, eu o să te învăț să pescuiești pentru a învăța să supraviețuiești în această nișă a investițiilor. Deci nu-ți dau un pește să te hrănesc odată, ci te învăț să pescuiești. Dacă vrei să te alături acestui canal, apasă butonul de subscribe. Dacă ți-a plăcut acest clip, lasă-mi un like și lasă-mi comentariul tău și spune-mi părerea ta asupra acestui proiect Terra Luna, spune-mi despre valoarea acestui proiect și ce părere ai de faptul că un proiect precum Daimler, care creează Mercedes, creează Maybach și nu numai, este întrecut de un astfel de proiect care este doar o criptomonedă. Dragilor, eu vă mulțumesc foarte mult și până data viitoare, mult succes tuturor și nu uitați, dacă vreți să obțineți moneduță de colecție cripto, aveți link în descriere.